și tu, grabă inimă și tu, nu vezi cum e timpul acum. Grabă inimă și tace, grabă inimă și tace, că pământul se-ntoarce. Bine ați venit, doamnelor, domnilor, în Statele Unite ale Balcanilor. Bine ați venit, doamnelor, domnilor, în Statele Unite ale Balcanilor. Bine ați venit, doamnelor, domnilor, în Statele Unite ale Balcanilor. Bine ați venit, doamnelor, domnilor, 1, 2, 3. Bine ai clicat la acest videoclip, ăsta e MindFool, eu sunt Andrei și mi-a fost dor să zic asta. Sincer, habar n-am ce vreau să spun în videoclipul ăsta, mai degrabă e un videoclip din arăta că încă sunt aici. Apa trece, pietrele rămân. Încă sunt aici și mi-am planificat toată chestia asta cu social media cât de bine pot, ca să pot să produc content în continuare și să am și o viață până la urmă. Să știți că viața asta de social media, de influencer, de ce vreți voi content creator, nu e chiar ușoară. Adică dacă o faci așa cum trebuie, îți ia timp și... Mă rog, nu mă plâng acum, dar vreau să vă spun că dacă vreți vreodată să vă apucați de ceva, să aveți foarte multă pasiune. Fie că e un canal de YouTube, fie că e psihologie, fie că e orice altceva pe care voi vreți să-l practicați. Lucru, chestie, instrument muzical. Sunt momente în care trebuie să luăm o pauză și eu, sincer, am simțit să iau o pauză. De asta nu am postat atât de mult, însă am fost activ pe Instagram și pe TikTok. Dacă nu mă urmărești, o să mă urmărești acolo. Asta e mai mult un video de update, ca să vă spun cam cum vor sta videoclipurile în viitor. Sunt foarte recunoscător pentru toți oamenii care s-au abonat recent la canal, pentru că am văzut un număr de subscriberi din ce în ce mai mult și mă bucur foarte mult. Cred că majoritatea sunt de pe TikTok. Așa că dacă ai venit și ești nou pe canalul ăsta, eu sunt Andrei, ăsta e MindFool și aici am vorbit despre psiho. Absolut totul despre psiho, pentru că am aproape, cred că, 100 de videoclipuri pe canal. Chiar mă bucur că vă văd, evident virtual, și voi pe mine, pentru că n-am mai făcut asta de mult. Sincer să vă spun, cred că am tăiat 5 minute pentru că m-am plimbat prin cameră și nu am gândit absolut nimic, pentru că nu știu ce vreau să spun. Dar totuși, ca să vorbesc despre ceva în videoclipul ăsta, vreau să vă zic următoarele lucruri. Aduceți-vă aminte unde erați anul trecut și ce făceați anul trecut. Hai că vă zic eu ce făceam, sau mai bine vă arăt. E momentul în care ies afară, pentru că trebuie să merg să mănânc și să-mi iau mâncare. Și sincer nu credeam că o să mă bucur atât de mult că ies afară, să văd soare, să văd chestii verzi și flori și absolut tot. Mori corona, mori. Mi se pare genial că mă bucur atât de mult că ies afară, ceea ce până acum se întâmplă, dar nu chiar atât de mult. Oficial, highlight-ul săptămânii mele ăsta e. Adică am văzut copaci și am văzut, m-a atins soarele și mă simt foarte bine. A fost full pandemie, era lockdown, era Paștele. Poate mulți dintre voi ați petrecut Paștele singuri, poate ați petrecut cu un grup de oameni, poate n-ați putut să vedeți familia, bunicii, habar. Ideea e că a fost nașpa. Ideea e că anul ăsta e puțin mai bine și putem să avem o oarecare sărbătoare decentă. Așa că pentru un mic exercițiu, mie nu-mi plac lucrurile astea așa mega spirituale și lacrimogenă, dar pentru un moment fiți recunoscători pentru ceea ce aveți în momentul ăsta și pentru că puteți să stați cu cei apropiați și cei dragi și puteți să vă vedeți. Pentru că anul trecut nu știu dacă a fost posibil asta. Cam atât am avut de spus. Dacă vrei să dai un ochi pe Instagram, poți să dai, dacă dai pe Facebook, poți să dai și acolo, poți să dai pe TikTok dacă vrei. Eu sunt pe toate platformele sociale, acolo pentru a arăta o informație bună, pentru că asta îmi place să fac. Dacă ție îți place să asculti, ești binevenit. Sper să aveți sărbători frumoase, încă o dată asta a fost un mesaj prin care să vă spun că încă sunt aici, n-am plecat nicăieri, din potrivă. Ăsta a fost MindFool, sunt Andrei, pa, pa!